Dragi lei, a venit și etalarea pentru voi. Etalarea este pregătită pentru perioada 1 septembrie, 15 septembrie. Haideți să vedem repede care sunt mesajele pe care le primiți acum. Prima carte, am spus că reprezintă cartea Ancoră, cartea care stabilește contextul general al acestei perioade. Și această carte este a dansa, a fi undeva pe margine, adică la limită. Lei sunt provocați, încă mai sunt provocați și au nevoie de foarte mult curaj în această perioadă. Este o perioadă pentru ei provocatoare, este o perioadă în care trebuie să se conecteze la sinele lor interior sunt foarte mult chemați să-și exprime practic identitatea lor, să se conecteze la stima de sine. Curajul nu este ceva care este străin leilor și de aceea probabil că ei vor face acest lucru cu multă grație și cu multă ușurință. Nu este o perioadă ușoară, dar o să vedeți că totul va fi mult mai ușor pentru lei. Din punct de vedere al carierei, al serviciului, al relațiilor cu colegii de muncă, avem o carte destul de interesantă, se numește Flori. Lei sunt ghidați ca în carieră, la serviciu, să se înconjoare de flori, să se ducă în grădină, să se conecteze la Mama Pământ, să folosească esențe florale pentru ca să se simtă mult mai bine. Florile o să fie cele care îi ajută în activitatea lor, indiferent cum le folosesc, fie în ghiveci, fie în buchete, fie sub formă de esențe. Lucrați cu florile. Conectați-vă la energia florilor și o să vă ajute foarte, foarte mult în această perioadă. În iubire, romantism, ce trebuie să fac? Să se joace! Playfulness, jucăuși, acea manifestare de a te juca, acea manifestare de a te simți, de a fi din nou copilul care se joacă, de a avea acea bucurie în relațiile pe care le ai. Și vă dați seama că lei se vor simți din nou foarte, foarte bine în relații. Din punct de vedere al sănătății, sănătatea fizică și mentală, și pentru ei a revenit o plantă dragă mie, și anume arnica, acel panaceu de care v-am vorbit, acel panaceu universal despre care am mai vorbit. Arnica ce face? Îi ajută pe lei, te mângâie și ți alin durerile sufletului tău răvășit. Când sufletul îți este greu, îți ofer balsamul meu ca să ți-l răcorească și să-ți limpezească gândurile nocive. Sunt bunica care îți oblojește durerile profunde ce răbufnesc în oasele tale. Ce face arnica pentru lei? Le transmite bunătate, blândețe, echilibru, toate aceste daruri ascunse, deoarece sub atingerea ei, sub influența ei, toate durerile care atroce din corp, practic din corpul fizic, practic dispar. Și arnica insuflă asupra leilor multă iubire, le dă sănătate și vivacitate. Și ultima carte, cartea de ghidare pentru lei, este această carte care este puțin, să zic așa, interesantă și îi pune pe lei să se întrebe oare ce se întâmplă, aceste câmpuri de furtuni, aceste furtuni,
Se pare că vor fi o serie de furtuni, să spun așa, de probleme pe care le vor avea lei. Dar nu toate furtunile sunt destructive. Și atunci, prin natura ei, prin natura lor, aceste furtuni ajută pe lei să se împământeze. Îi ajută să vadă într-o perspectivă mult mai largă și să poată să crească și să poată să evolueze. De ce? Pentru ca să poată să strălucească din nou și să crească. Nu fiți îngrijorați de aceste furtuni. Ele sunt inerente în sufletul nostru. Pot să fie furtuni interioare, pot să fie furtuni exterioare, dar știți foarte bine că după orice furtună răsare soarele. Să aveți o perioadă minunată!